În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacucernici părinți și frați împreună slujitori, iubiți frați creștini, mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-am reușit să ajungem din nou această sărbătoare care este legată foarte mult de sufletele noastre. E o sărbătoare străveche și anume de peste 1700 de ani, deoarece mărturisește despre un atlet creștin, Sfântul și Marele Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, se poate denumi, fără să greșim, ca un atlet al lui Hristos. Ca cel care și-a pus viața în slujba lui Hristos, deși avea o alternativă, dar el a considerat că pentru el Hristos este totul. N-a ținut seama nici de măririle lumești, nici de bogăție, nici de ramuri, și-a înțeles că a-i sluji lui Hristos este totul pentru un om. Sfântul și Marele Mucenic Dimitrie a trăit în părțile dunărene ale noastre, în sudul Dunării, și anume în provincia Iliricului, și provenea dintr-o familie deosebită. Tatăl său era guvernatorul provinciei Iliric, un fel de voievod cu o foarte mare responsabilitate și cu o cinste deosebită. A fost de mic copil învățat despre cele sfinte, deoarece părinții lui erau creștini ascuns în taină, fiindcă se găseau în timpul unei perioade grea pentru creștini, și anume în perioada persecuțiilor, și oricine atunci se descoperea că ar fi creștin, era supus la mari oprobii și la moarte, până la urmă. De aceea, părinții Sfântului Dimitrie l-au botezat pe ascuns și mai mult l-au învățat credința creștină în casa părintească, unde își avea un altar la care, în fața căruia se închinau lui Dumnezeu. Așa Dimitrie a crescut cu o bună educație solidă, dar nu numai o educație pământească, ci o educație creștinească. La moartea tatălui său, era, conducea Imperiul Maximian Daia, care a urmat lui Galeriu, prigonitori mari ai creștinilor. L-a numit pe Dimitrie pentru că avea calități deosebite. Avea calități morale în special, dar și calități de bun organizator, un strateg fără de pereche, pe care se putea baza Imperiul Roman. L-a numit Maximian în această
demnitate foarte înaltă pentru el care era tânăr, era tânăr, oarecare, dar virtuos. L-a numit spunându-i să conduci bine, să aperi bine această ținută pe care ți-l încredințezi și mai ales să-l aperi de creștini pe care să-i prinzi și să-i distrugi. Sfântul Dimitrie era creștin. Nu numai că nu i-a persecutat pe creștini, ci întotdeauna i-a apărat atât cât i-a fost o imputință și mărturisea soldaților și altor oameni că el este creștin. Auzind aceasta Maximian, sigur a fost foarte nemulțumit și a cerut imediat să se lepede de Hristos, ceea ce însă Dimitrie n-a dat greș la acest tem, n-a dat tăcurs la acest tem. Văzând aceasta, împăratul a aruncat în închisoare, crezând că îl va spăimânta și se va lepăda de Hristos. N-a fost așa, deoarece și în închisoare el a mărturisit pe Hristos. Având o bătălie cu sarmații, popoare din sudul Dunării, Maximian a organizat o mare sărbătoare la Tesalonic, deci Tesalonicul de astăzi, unde a făcut petreceri și o sărbătoare grandioasă. A fost aduși gladiatori să se lupte. S-au făcut întrece sportive de toate felurile. Și mai mult a adus oameni puternici ca să-i bajocorească pe Hristos. A adus un vandal pe numele de Lier, un gladiator neobișnuit de puternic, care bajocorea pe Hristos în arene și omorea pe creștini, îi omora fără nici o remușcare, fără să se gândea. Era un deliciu al împăratului să-l vadă pe acest lier, mai ales aruncând creștinii în sulițe care sfârșeau sigur cu moarte. Și nu înceta să blasfemieze, să bajocorească pe creștini și pe Iisus, Mântuitorul Hristos. Sigur, creștinii s-au înspăimântat, vă zic aceasta. Și atunci un oarecare ucenic pe ascuns a mers la Sfântul Dimitrie. Numele său este Nestor, un tânăr foarte credincios, și-a cerut ca Sfântul Dimitrie să se roage pentru el, să-l binecuvinteze, ca să-l înfrângă pe acest tiran, vandal, care bajocorea pe Hristos și pe creștin, omora pe Hristos. Venind la împărat Nestor, a spus, iată, vreau să mă lupt eu în arenă cu Lie Uriașul. Era sigur o mare disproporție. Lie era un om călit în lupte de gladiatori, un om puternic și fără de nici pic de milă. Nestor era un om pirpiriu, tânăr, fragil, oarecum. Și a fost bine chiar la împărat de el, oarecum, într-o pasă bună pe care probabil a avut.
și l-a îndemnat să nu să ducă, fiindcă oricum va fi cu ea pe moare. A mers totuși, nestorat, a stăruit să lupte cu Lie și când a pornit, s-a rugat lui Dumnezeu și a zis, Dumnezeu lui Dimitri, ajută-mă pe mine în această bătălie pe al înfrângerii pe Lie. Și într-adevăr l-a înfrânt pe Lie spre necasul împăratului, fiindcă împăratul se delecta cu aceste scene de grozăvie pe care le făcea acest păgân cu numele de Lie. A fost omorât și închis Nestor și noaptea a trimis împăratul la Dimitrie, soldați, ca să îi ia viața. Dimitrie a avut înainte cu o noapte o vedenie, o înștiințare de la Dumnezeu. Un înger a spus să te lupți, vitejește, luptătorule pentru Hristos și cu luna îți va da acesta ție. L-au găsit în rugăciune pe Sfântul Dimitrie, care se pregătea oarecum pentru această clipă. L-au străpus cu sulițele și a dat obștescul sfârșit. La 26 ani, la începutul secolului al IV-lea, sub Maximian Gaia. Creștinii au luat pe ascuns oarecum, așa cum se proceda atunci, dat fiind persecuția cea grozavă la care l-au supus și au luat lui, l-au îngropat cu mare cinste ca trup de martir. L-au omorât și pe Nestor, dar înainte Sfântul Dimitrie, cum a zis, s-a pregătit pentru martiriu și a lăsat pe oarecare credincios, bun de-a lui, Lut, pe nume, ca să împartă averea sa săracilor, să dea tot ce a avut celor nevoiași și așa s-a pregătit pentru întâlnirea Dumnezeu. Pe locul acela apoi creștinii au zidit o biserică, iar și spune viața Sfântului că un oarecare Leontie din tot din părțile acestea, Dunărene, bolnav fiind de o boală grea, venit la moaștele Sfântului Dimitrie, din care izvora mir. Deci nu erau niște oase de om, cum sunt oasele de om, ci erau pline de Duhul Sfânt. Din ele izvorau un mir cu totul special, cum izvorăște și astăzi în Biserica Sfântului Dimitrie din Tesalonica. Ei bine, acest Leonte a vrut să ducă o parte din moaște, să le ducă la biserica care a făcut. Și atunci spune că ar fi spus Dimitrie să nu îndrăzniți să mă luați de aici. Adu-te totuși mantaua Sfântului Dimitrie, care a fost înmuiată în sângele vărsat în închisoarea atunci când a fost omorât, care a făcut multe minuni, oamenii s-au vindecat, oameni mulți. Însă acest Leontie care, cum a spus, a ridicat o biserică impunătoare în memoria Sfântului Dumnezeu. E bine, Justinian împăratul, peste 200 de ani, aproximativ, înălțând catedrala Sfânta Sofia, care și astăzi există la Constantinopol, Hagia Sofia,
Așa cum vine, dar acum este muzeu, a fost moschee pentru cei de ani. În Imperiul Bizantin, 1453, a vrut să ducă și el o parte din trupul Sfântului. Și un foc, se spune, că a ieșit din raclă, s-au spăimântat-o și n-au crezat să ia moaștele sau parte din ale Sfântului Timid. S-au făcut multe minuni. Oameni din diferite părți ale Imperiului s-au vindecat datorită puterii care era în trupul nestricat al Sfântului și Marelui din Dimitrie. Nu se pot toate aminte aici, foarte multe. Iată că aceasta, iubiților, a fi oarecum în mare viața Sfântului Ucenic Dimitrie. Aș vrea, dacă se poate, să poposesc câteva cuvinte asupra faptului ce înseamnă moaște. Foarte mult auzim astăzi se moaște. Există păreri pentru cinstirea Sfântului Moaște. Sigur, e tradiția noastră bisericească. Dar foarte multe voci se ridică și spun, dar de ce această evlavie, eu caracterizează puțin altfel, această preocupare, să spunem, atât de intensă pentru Sfintele Moaște. Dragii de Dumnezeu, Sfintele Moaște nu sunt trupuri omenești, așa cum înțeleg cei care nu știu tradiția noastră creștină ortodoxă, să zicem. Nu sunt simple trupuri umane. Ele sunt trupuri umane, sigur, dar cu o putere extraordinară. Atunci când a murit Sfântul Policarp de Smirna, a dus la Roma de niște soldați pe care însuși Sfântul zicea că îi numea leoparzi. Spune așa Scasar, au omorât pe Sfânt, fiarele i-au rupt tot trupul, iar creștinii le-au adunat ca cel mai de preț odor pe care îl putea avea ei. Dragii Sfintele Moaște sunt trupurile Sfinților care au murit pentru Hristos. Sau acelor care și-au dedicat toată viața pentru Hristos, care toată viața și-au achiziționat, să spunem așa, un termen pe înțelesul tuturor, și-au impropriat darurile lui Dumnezeu în trupurile lor personale. Așa cum, de exemplu, ducem o cutie de parfum scump, bine mirositor, sau o tămâie de cea mai bună calitate într-o cameră și o aprindem, toată camera se umple de un miros cu totul special. Așa și trupurile au devenit un fel de recipiente, de vase alese, în care cei care au trăit, Sfinții respectivi, au pus darurile minunate a Domnului. Ei și-au luminat trupurile tocmai prin rugăciunea, prin viața lor de atât de mult încât trupurile acestor sfinți au devenit luminoase. Din punct de vedere științific, dragi credincioși, al fizicii noastre moderne,
Se spune că noi, trupurile noastre, sunt doar o închegare a energiilor. Deci materia care este în noi e doar o închegare a unor energii, a unor forțe spirituale. Bine, Dumnezeu a lăsat legile ca noi să avem aceste trupuri sau natura să o vedem așa cum o vedem ca materie. Ei bine, ultimele cerințe, în acord cu Sfânta Scriptură de altfel, vorbesc că la baza energiei a materiei stau aceste energii speciale. Ei bine, părinții și mari sfinți și-au impropriat darurile dumnezeiești speciale, darurile Duhului Sfânt, pe care le-au pus, oarecum să zicem așa, în trupurile lor. Atât de mult încât trupurile lor au devenit ele însele purtătoare de dar. Am citit de mult carte pe care, care spunea că o energie specială și cei care posedă aceste daruri speciale, deci mă refer la Sfințele Dumnezeu special, dacă pun mâinile peste o bucată de carne, această carne se întărește și devine nestricăcioasă, nu se putrezește niciodată. E moaștele, sunt tocmai trupurile acestor sfinți, care au fost umplute de energiile Duhului Sfânt, dumnezeiești, și care apoi nu s-au mai stricat niciodată, fiindcă ele, de fapt, sunt purtătoare de dar minunat. Până aici, foarte bine. Mergem puțin mai departe. A te închina la moaște, de fapt, înseamnă a te închina lui Dumnezeu prin acești sfinți, a căror moaște sunt aici. Moaștele nu se vând. Nu se găsesc pe la colțul de stradă și nu se face comerț cu ele. Deci sunt trei mari elemente. Nu se vând. Nu sunt, iertați-mă, pe la colțul de stradă, pe marginea drumului și nu se face comerț cu ele. În fața moaștelor nu trebuie să avem alt sentiment decât cel de simțire a acestor energii dumnezeiești de ele. Nu-i voie să ne certăm, să ne împingem sau să stăm 20 de ori la rând și acolo să ne împingem să ajungem cât mai mult. Aceasta aici e marea problemă. Fața moaștelor trebuie să mergi fiindcă te afli în fața misterului. În fața misterului. Pentru aceasta. În fața lor, în biserici. Nu neapărat la Marea Adunări. Singur, cu Dumnezeu și cu puterile ce Dumnezeu este din Sfintele voastre. Citindu-i în acatist Sfântului sau Sfinte, este cel mai frumos mod de reculegere și de rugăciune înaintea Sfintelor noastre. Nu a ne pune pe, a pune pe moaște ciorap, lejerie intimă, portofele sau alte obiecte pune. Aici e marea greșeală care se poate face. Moaștele, încă o dată, ne pun în legătură cu Dumnezeu.
ne pun legătură cu taina. În fața Sfintelor noastre nu pot să ai decât un sentiment de bunătate. Un sentiment de armonie interioară, fiindcă Sfinții aceștia nu s-au stricat trupul lor, fiindcă au avut armonia lui Hristos și dale și le-au îmbagazinat în trupul lor. Iată deci, gândiți la acest lucru. Cred eu că aceasta, de fapt, ar trebui să fie închinarea corectă în fața Sfintelor noastre. Noi nu ne închinăm la oase, nu ne închinăm la alte nescociri, ci ne închinăm înaintea lui Dumnezeu prin acest Sfânt. Deci, asta e mare diferență între cei care cunosc și cei care nu cunosc. Iar o rugăciune înaintea unui miracol într-o biserică liniștită, prin citirea, cum a zis, a unui acatist dedicat Sfântului, este un lucru extraordinar. Nici sarmalele nu echivalează care se dau cu aceste ocazii, nici atingerea cu diferite obiecte ciudate la voastră, fiindcă este un păcat să facem aceasta. Aceasta ne învață și Sfântul Ucenic din mine. La Tesalonic, acolo, în cripta Bisericii din Tesalonic, el izvorăște în continuare mine. Există apoi în Rusia, Ucraina, o sumedenie de Sfinți care izvorăsc mir tot timpul. Cu adevărat. Nu icoanele care, nu știu pe unde o plâns, sau cu icoane, sau știu. Toate sunt din neștiința oamenilor și din neînvățarea lor. Eu trebuie să vă spun corect. Asta e învățătura Bisericii. Cred că nimeni nu se poate supăra pe învățătura corectă. Eu nu pot să vorbesc. Nu s-o spun așa, e bine și nu-i bine așa. E bine cum e învățătura Bisericii. Nu e învățătura mea, nici a altuia și nici a colegului sau este învățătura Bisericii. Așadar, deci, să ne rugăm astăzi, Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir, să ne rugăm prin El lui Dumnezeu, să-L cinstim din tot sufletul nostru și tuturor Sfinților, dar mintea să ne fie acolo, nu la portofel, sau ceasul pe noastră și să ne pune mintea noastră pe Sfintele noastre. Să fie luminat de darurile minunate care izvorăse Sfintele noastre, adevărat. Altfel să știți că nu-i bine. Încheiem toate aceste gânduri rugându-ne Sfântul Dimitrie și spunând: o rădătorule de chinuri al lui Hristos, izvorătorule de mir, Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, aceasta noastră rugăciune și aduce în ție acum cu umilință și această prețuire a noastră, primește-o, Doamne, și de bolile sufletești și trupești, de vrăjmași și văduși și nevăzuți, cu rugăciune tale cele bine primite că de Dumnezeu ne păzește pe noi, ca împreună cu tine în viacul ce va să fie, să cântăm lui Dumnezeu, aleluia, amin, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului. Dumnezeu să